Proiectul Gestionarea Durabilă a 3 situri Natura 2000 din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia își propune îmbunătățirea managementului a 5 arii naturale protejate în scopul conservării favorabile a biodiversității de pe teritoriul acestora. Cu o durată de implementare de 30 de luni, proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat și are ca parteneri agențiile pentru protecția mediului Giurgiu și Argeș. Pentru o perioadă ceva mai lungă ne propunem ca cel puțin 10-15 ani de aici încolo să reușim să realizăm activități de conservare a biodiversității, care sigur vor fi ulterioare elaborării acestor planuri de management care sunt obligatorii. De asemenea, planurile de management sperăm și noi cel puțin avem certitudinea că pot fi baza unor viitoare accesări de alte tipuri de fonduri europene. Scopul principal al proiectului îl reprezintă realizarea cadrului necesar pentru protecția biodiversității ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant și durabil. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Mai multe despre acest subiect puteți urmări în cadrul unei ediții speciale Marca TV Giurgiu.